Președintele PSD Călăraș, Vasile Iliuța, a declarat în data de 9 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că negocierile pentru împărțirea politică a funcțiilor în administrație continuă. Vă reamintim că liderul socialdemocraților călărășeni preciza în luna noiembrie că după negocierile purtate în coaliția de guvernare, partidul îl validase pe directorul ADRS-ul Muntenia Liviu Gabriel Mușat și fostul deputat Sorin Vrăjitoru pentru funcțiile de secretar de stat. Potrivit lui Iliuță, Mușat nu a putut fi impus la negocieri în ministerul vizat. Pentru postul de prefect al județului nostru, PSD Călăraș l-a propus pe vicepreședintele Consiliului Județean, Mihăiță Beștea. Două zile am fost la București, am fost și marți și miercuri, dar ne interesează în continuare anumite agenții să încercăm și noi ca și călărășeni să punem reprezentanți care sunt membrii PSD, să-i punem în anumite agenții, să fie conducătorii, că vor fi directori, că vor fi directori ajunți, să putem să avem reprezentare județeană. Toți colegii primari și toți colegii mei din PSD așteaptă ca fiecare să-și găsească mai multe poziții naționale ca să putem să ajutăm județul Călăraș. Asta e un concept pe care toții am hotărât din conducerea Partidului Social Democrat să-l aplicăm în acest mandat, mandat pe care a mai rămas încă 3 ani din el. Și pot să vă spun că discuțiile pe care le-am avut au fost raportate la prefectul județului Călăraș. S-a stabilit în cele două zile de negocieri, care au fost luni și marți, s-au stabilit, au fost și aseară, la treia zi de negocieri, s-a stabilit că prefectul va fi compatibil cu președintele Consiliului Județean de culoarea specifică. Păi a spus eu, pentru că au fost păreri împărțite și cred un singur lucru. Cred că dacă se va merge președinte Consiliului Județean prefect, lucrurile vor funcționa fără să existe, să dar spunem... Că liberalii au cerut asta. Liberalii, da. Așa este, da. Au mai vorbit de conducerea PNL local. Deci am vorbit cu conducerea PNL local. S-a stabilit, am avut o întâlnire cu secretarul general adjunct, domnul Chiriță George. Am avut o discuție cu domnia sa referitor la ce înseamnă deconcentratele. S-a stabilit că cel care trage primul în împărțirea deconcentratelui Partidul Social Democrat. La nivel național, noi tragem prima funcție și mergeți unul la și mergeam unul la unul. Unul la pus? Nu. Va fi un singur lucru. Cei care sunt astăzi prin concurs sunt cei care, să zicem, trebuie menținuți și trebuie să, dacă vor dori să se înscrie în PSD, să devină membri PSD, poate mai bine. Dacă nu, așteptăm ca până în luna mai să se întâmple, după ce se acreditează agențiile care sunt cu fonduri europene la nivel european, să modifice legea și să îi pună pe directori, exact cum se pune și prefecții, cine va fi în contact. Cine susține? La Călăraș? Am făcut-o deja o propunere, la aveți de față, azi ești și prezent cu noi în conferință. În afară domnului prefect de PSD, veți mai obține o funcție de prefect? Așa este, da. Și cea de secretar? Cea de secretar devine PNL-ului. Care va avea și încă o funcție de subprefect. Și subprefect și secretar. Da, prefect pe cine propuneți? Sunt înscrieri încă la momentul ăsta, n-aș vrea să dau o persoană care să nu fie și certificată de către colegii mei din conducerea partidului. Ce șanse au Sorin Vrăjitoru și Mușat să devină secretar de stat, cum ați spus? Da, cred că un singur lucru pe variantă fonduri europene, acolo unde Liviu Mușat avea expertiză, nu am putut să-l impunem pe Liviu Mușat, cu părere de rău, dar pe Sorin Vrăjitoru am reușit să-l impunem în Guvernul României ca secretar de stat la cabinetul viceprim-ministrului Sorin Grindean. Și l-a spus că nu a cerut această funcție, că a refuzat-o. Dacă o refuză, trebuie să facem o altă nominalizare din partea colegilor noștri social-democrați de la Călăraș. Că v-a propus pe Cristi Sefăr, drept prefect, înaintea domnului Beștea. Ce se mai întâmplă cu colegul noastră Sefăr? Domnul Sefăr, cu diplomația pe care o știți, a spus că astăzi se ocupă de afaceri și nu are de gând, cel puțin pentru momentul actual, să se reîntoarcă în administrație. A spus că vrea o pauză și crede că e pentru un an de zile care a avut multe de realizat, preferă partea economică pentru 4 ani de zile.